De ce ne-am adunat aici? Ca să ajutăm pe Boimăren să-l cunoască pe Mihai. Primul nostru contact cu Mihai a fost ca și profesor, devenindu-ne între timp un prieten foarte apropiat. Dar totuși are o mică problemă. Are prea mult bun simț. Da, așa e, este bine crescut și nu stă deloc în fire să se laude. Dacă el nu se laudă, lăudăm noi, fiindcă faptele vorbesc de la sine. Fetelor, vă aduceți aminte când ne-a povestit Mihai că a fost să depună coroane de ziua armatei la un monument? Da, și chiar spunea că îi se pare o bătaie de joc pentru cei care și-au dat viața pentru țara noastră, faptul că acest monument era foarte murdar și neîngrijit. A curățat statuia într-o săptămână, a avut nevoie de doi oameni și un gând bun. Asta tot. Și când te gândești că el a făcut acest lucru în mod voluntar, din proprie inițiativă, fără a cere nimic în schimb. Un alt lucru deosebit de important este faptul că unii politicieni au vrut să iasă în față cu acest rezultat. Însă Mihai a dorit să rămână în anonimat, la fel ca miile de ostași care au murit pentru țară și cărora nu le știm numele. Prin asta vrem să spunem că Mihai este genul de om care are inițiativă, fiindcă așa simte el că e bine. El nu arată că pune suflet, chemând presa și plătind ziariștii pentru a apărea pe prima pagină. Avem nevoie de un lider, de un om capabil. Baia Mare are nevoie de un intelectual, nu de o vedetă. Este timpul să acționăm! Mihai, ai votul nostru!